Bună, dragii mei scorpioni, aceasta este talarea pentru voi pentru luna noiembrie. În față sunt mai multe pachete pentru voi despre iubire, carieră, surprize, mesaje adiționale pentru luna noiembrie. Plus un mesaj din partea arhanghelilor pe care o să ți-l citesc la sfârșit. Nu uita că este o etalare generală, ea doar și rezonează cu situația ta. Să vedem la capitolul iubire cum stați pe luna noiembrie. Avem așa împăratul, asul de monede, doi de cupe, frumos, cinci de bâte, regele de bâte, opt de monede și regele de cupe. Wow. Câți regi aici, de prezențe masculine văd. Plus o carte din oracolul indian, Victorie. Interesant. Multă acțiune pentru tine în luna noiembrie și la capitolul iubire. Multă acțiune văd la capitolul iubire pentru luna noiembrie. Observ că s-ar putea să fii cu sufletul tău pereche în momentul ăsta, dacă ești într-o relație, văd că această persoană să fie sufletul tău pereche cu doi de cupe. Simt așa că îți dorești o persoană care să lupte pentru tine cu cinci de bâte. Ești o persoană foarte bătăioasă, așa, foarte dornică de a cuceri, foarte dornică de a avea, și asta o să fie și în luna noiembrie, de a avea inima persoanei de lângă ea, ceva de genul. Îți dorești foarte mult iubirea. Vrei foarte mult, ai foarte multă dorință de a depune foarte multă muncă și de a te lupta pentru ceea ce îți dorești. Simți aici foarte multă luptă și cu împăratul, clar, poate ai de face cu un berbec, cu o zodie de foc, în orice caz, leu sau săgetător, poate cu cineva dintr-o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Să văd aici o victorie, clar. Deci dacă vorbești cu persoana, cu o persoană, simt așa că este o persoană destul de asemănătoare cu tine, simt așa că o să te lupți pentru această persoană sau această persoană o să se lupte pentru tine. Este aici totuși un conflict, dar este un conflict pe care ți-l dorești, îți dorești acest conflict, îți dorești această bătălie, ca să zic așa. Această luptă cu aceste persoane, să zicem că o să ai niște discuții cu niște persoane, dar cu scopul de a cuceri această persoană, simt aici multă dorință de a cuceri această persoană. Îți dorești foarte mult această persoană pe care o ai în minte. Foarte mult îți dorești și depui foarte mult efort, foarte mult îți folosești abilitățile astea de a gândi strategic, de a-ți folosi inteligența emoțională. Wow, e... gândești foarte mult, dar pui în aplicare aceste gânduri și în luna noiembrie simt așa că te duci la țintă, drept la țintă către acea persoană și îi furi inima așa, clar. Văd asta în luna noiembrie, dacă nu ești cu cineva, însă te gândești la această persoană sau vorbești cu această persoană, simt așa că în luna noiembrie o să-i furi inima, o să o cucerești la propriu, chiar o să cucerești această persoană, o să fie o victorie pentru tine, din punct de vedere emoțional. Afectiv, depui efort, depui muncă, dar atenție ca și persoana respectivă să depună totuși același efort, să nu fii singur sau singura persoană care depune acest efort imens. Deci un efort aici imens. Simt foarte multă acțiune, foarte multă acțiune. Coasul de monede, clar, este un început, dar este un început materializat. Îți dorești o familie, îți dorești un cămin. Simt așa că știi exact că această persoană la care te gândești își dorește același lucru ca și tine. Ești foarte sigur pe tine. În luna noiembrie o să fii foarte sigur pe tine cu privire la această persoană. O să știi exact că și această persoană își dorește același lucru ca și tine. O să știi exact că merită să te lupți pentru această persoană, că merită să-ți pui gândirea în acțiune, mintea în acțiune. Wow, foarte multă adrenalină și foarte multă bătaie, așa, dar bătaie într-un sens pozitiv, adică te lupți cu scopul de a cuceri această persoană, de a fi cu această persoană și mai mult. Dacă nu ești tu, acea persoană va face același lucru. Simt așa că dai foarte multă energie masculină aici. Foarte multă energie masculină.
Încearcă să o lași totuși mai moale, să nu copleșești această persoană cu atâta energie puternică. Poți să ai energie masculină inclusiv dacă ești femeie, dacă ești fată, adică nu ține de gen. În special, în mod special, da? Noi avem și energie feminină și energie masculină în noi. Și simt așa că în luna noiembrie o să pulsez mai mult această energie masculină. Sfatul meu ar fi să ții în echilibru aceste energii, să fii totuși și să-ți exprimi și această latură mai sensibilă, da? Să nu copleșești această persoană, să nu o îndepărtezi, poate, fără să vrei, această persoană cu toată dorința, cu toată pasiunea asta, da? Dar totuși ai intenții foarte serioase, adică tu îți dorești o casă, îți dorești un cămin, îți dorești familie, îți dorești să construiți împreună. Clar. Ești pus pe treabă, ca să zic așa, în luna noiembrie, la capitolul iubire, știi exact ceea ce vrei, ești foarte serios, ești foarte atent, ești foarte, foarte atent la persoana din jurul tău, încerci să o analizezi, încerci să vezi ce face, cum este, cum se descurcă. Ți-am zis, încearcă totuși să nu plusezi atât de mult pe această energie debordantă, această energie foarte puternică, masculină, și încearcă să vorbești și cu partenerul tău. Simt așa că partenerul tău poate nu este atât de plin adrenalină ca și tine, atât de bătăios așa ca și tine. Felul tău de a fi este foarte foarte, foarte pus pe victorie. Îți dorești foarte mult această victorie, îți dorești foarte mult această persoană. Deci îți dorești foarte mult să rezolvi lucrurile, îți dorești foarte mult să rezolvi ceva, poate din această relație, din această conexiune, da? Poate îți dorești foarte mult acest rege de cupe sau îți dorești foarte mult nivelul ăsta de înțelegere. Tu vrei un nivel ăsta extraordinar de înțelegere, nemai văzut, nemai întâlnit, nemai cunoscut, wow, dintr-o altă lume. Așa simt. Îți dorești nivelul ăsta, ai foarte multe dorințe, ai foarte multe gânduri în cap, ai multe ambiții, wow, multe ambiții, multe, multe ambiții, multe dorințe. Încearcă să, ți-am zis, să nu copleșești persoana de lângă tine, să nu o îndepărtezi cu prea multă dorință aici, cu prea multă iubire, cu prea multă, neapărat cu prea multă iubire, cu prea multă acțiune, știi? Încearcă să o lași puțin mai moale în luna noiembrie, pentru că ai parte de o victorie acolo, clar, este o victorie. Vreau să văd ce zice cartea asta mai bine. Numărul 26, victorie. Oferă atenția cuvenită micilor detalii care sunt importante. Mobilizează-te pentru a reuși, este necesar să depui un mare efort. Îți dorești efort, clar. Îți dorești... Ești pus pe treabă, cum am și zis, să depui acest efort. Te mobilizezi, într-adevăr, te mobilizezi, pentru că sunt aici trei persoane masculine, ies foarte mult în evidență aceste prezențe masculine care își doresc foarte mult ceva, își doresc cu orice scop. Îți dorești cu orice scop această persoană la care te gândești. Da, și o să ai acea persoană, pentru că e pur și simplu, știi foarte clar că asta vrei. Și că asta o să obții, adică nu te oprești absolut nimic. Atât de determinat ești, ești foarte determinat. La capitolul iubire în luna noiembrie o să fii foarte determinat și ești foarte atent. O să fii atent la detalii, dar o să pui muncă, o să depui aici efort cu 8 de monede. Îți dorești perfecțiunea într-un fel. Trebuie să duci aici o bătălie, un conflict probabil, dar este un conflict ăsta totuși, eu îl simt mai amical așa. Nu e conflict în toată regula, da? Nu este genul de conflict în toată regula. Este un conflict, o mică dispută, probabil ceva, o ceartă cu persoana la care te gândești, cu persoana ta, dar nu este ceva serios, nu este ceva wow. E mai mult un conflict ăsta de supremație în cuplu, ceva de genul. Încearcă totuși să nu faci pe șeful, să nu te consideri centrul universului, centrul relației, să acorzi atenție și persoanei de lângă tine, pentru că simt așa că ești foarte concentrat pe tine, pe ce gândești tu, pe
pe ce analizezi, ești foarte, da, foarte, foarte concentrat pe această bătălie, să ai dreptate, poate, să ieși în față, asta simt, să... Da. Însă trebuie să fii mai domol puțin și aici este un nou început cu asul de monede. Probabil vă mutați împreună, probabil îți dorești foarte mult chestia asta, probabil de asta îți dorești, ești foarte mobilizat în perioada asta, o să fii foarte mobilizat, poate puneți amândoi un plan de bătălie, un plan de atac. Văd așa să lucrați împreună, da, să lucrezi cu persoana iubită, să lucrezi împreună, nu neapărat job sau ceva, ci să lucrați pentru un scop comun, pentru o dorință comună și să vă mutați împreună, să vă luați o casă, poate duci, faci niște demersuri în acest sens. Da, văd acest lucru. Să fii foarte axat pe acțiune, pe acțiune, pe dorința de... Îți dorești foarte mult, clar, îți dorești ceva foarte mult în luna noiembrie și o să depui tot acest efort cu persoana iubită. Ești bine pe zona asta afectivă. Văd să lucrați amândoi pentru ceva ce vă doriți cu adevărat. Și persoana de lângă tine își dorește același lucru ca și tine. Simt așa că este multă iubire împărtășită. Împărtășiți aceleași viziuni. Chiar și dacă sunteți la început, chiar dacă abia vorbești cu această persoană, dar simți așa, știi foarte bine, o cunoști, o analizezi, ești foarte sigur pe tine, în luna noiembrie ești foarte sigur pe tine, foarte bine, foarte bine că ești foarte sigur pe tine, clar, și vei avea parte de o victorie, dar poate va veni cu ceva efort, însă vei avea parte de această victorie. Să vedem și pentru carieră. Ok, pentru Scorpion, la capitolul carieră, să vedem ce urmează în luna noiembrie. No, de bute, îndrăgostiții, Temperanța cumpătoare, Regina de bute, Trei de bute și Eremitul. Ok. Și aici avem tăcere și iubire. Frumos, îmi place. Pentru tine, luna noiembrie, văd că ai depus ceva efort pentru munca ta. Ești aici cu nouă de bâte. Ești puternic, continuă să rămâi perseverent la locul de muncă, la un proiect, la ceva. Poate că încă nu vezi niște schimbări majore. Îți dorești să ajungi la linia de sfârșit, îți dorești să iei mai repede acei bani, poate, nu știu, ca proiectul să se materializeze mai repede, îți dorești ceva. Ești foarte dornic în această lună, simți așa că îți dorești foarte mult ceva, foarte, foarte mult, îți dorești foarte mult. Dar trebuie să rămâi răbdător în această perioadă. Cu îndrăgostiții simți așa că poate ai mai multe opțiuni de alege, de carieră. Îți dorești multe lucruri în această perioadă, poate vrei să faci foarte multe lucruri deodată. Este posibil la mai multe proiecte, poate o să ai parte de niște parteneriate, de niște lucruri de genul ăsta, să lucrezi cu oamenii. Cu Temperanța trebuie să găsești o cale de mijloc, trebuie să rămâi cumpătat, să găsești un echilibru și ai și aici totuși și cartea îndrăgostiților, într-adevăr, numărul 2, deci trebuie să găsești un echilibru, să găsești niște... alternative, dacă nu n-ai fix în acel moment rezultatul pe care ți-l dorești, tu trebuie să aștepți totuși. Văd cu 3 de bâte aici care este întors că s-ar putea să simți o mică frustrare la capitolul carieră pentru că nu vezi niște rezultate că se apropie către tine. Cum am și zis, ai depus foarte mult efort, îți dorești foarte mult locul ăla de muncă sau ești foarte determinat, oricum simt așa o energie foarte mare pentru tine. Foarte determinat, acțiune, multă, multă acțiune aici și acum, ceva de genul. Ai depus acel efort, ai fost puternic, ai fost ferm pe poziție, ai stat ferm pe poziție, ai executat munca pe care trebuia să o execuți, dar simt așa că ești frustrat, că parcă nu ești mulțumit cu tine. Că n-ai primit un răspuns, că nu o să primești un răspuns
cu tăcere, că da, nu o să primești un răspuns cu privire la ceva, nu trebuie să te grăbești, nu trebuie să te pripești cu aceste două cărți, mai ales cu Combaterea Temperanța, nu trebuie să te pripești în această lună, nu trebuie să te pripești să tragi concluzii, nu trebuie să te pripești, poate să-ți schimbi locul de muncă așa repede, să tai niște lucruri de la rădăcină, mai așteaptă niște lucruri, mai așteaptă niște chestii, pentru că cu trei de bâte aici simt așa că nu o să fii satisfăcut pe deplin de locul tău de muncă, nu o să fii satisfăcut de niște rezultate pe deplin, dar ai răbdare, pentru că Eremitul aici frumos, o carte care vorbește de a aștepta, de a fi, de a căuta drumul corect. Poate trebuie să, poate că acele obstacole care vor veni, poate acele întârziere, așa simt că e o întârziere ceva, nu vin cu scopul de a căuta mai bine niște răspunsuri, de a observa niște lucruri mai bine. Simt aici cu Regina de Monede, poate ai de-a face cu o prezență feminină, o persoană autoritară, o persoană care este, să zicem, într-o funcție de conducere, este șefa ta sau poate tu ești această regină de bâte. Simt pasiune, simt multă determinare la locul de muncă. Poate că această persoană pune foarte multă presiune pe tine. Poate îți dorești să fii această persoană, poate îți dorești această funcție de conducere. Trebuie să faci ceva cu iubire, cu pasiune. Trebuie să-ți iubești locul de muncă, așa simt. Trebuie să o faci cu pasiune, cu să simți foarte multă iubire. O să simți că îți place ceea ce faci și în momentul acela o să vină și oportunitățile. Poate nu prea îți place ceea ce faci la locul de muncă. Poate ești prea, nu știu, te-ai grăbit să iei acest loc de muncă, dar totuși ai depus această muncă, acest efort. Însă, da, acum ești aici, îți place, dar simt așa că poate îți lipsește iubirea, nu ești prea determinat. Ideea este, sfatul meu ar fi ca în luna noiembrie să găsești ceva care să te facă foarte fericit, foarte, foarte fericit pe acest plan. Pe planul carierei profesional. Sau încearcă să găsești noi alternative cu Gemenii aici, cu, da, noi alternative cu această carte, îndrăgostiți, să găsești noi alternative, pentru că ai și aici Eremitul, să găsești ceva nou în locul tău de muncă care să te facă să te simți mai bine, mai determinat, să te facă și mai perseverent. Chiar dacă sunt niște frustrări aici la mijloc, încearcă să fii cumpătat, încearcă să nu te grăbești, încearcă să nu te pripești. Dacă nu primești niște răspunsuri, dacă nu primești rezultatele dorite, nu-ți da demisia. Da, să fiu sincer, nu te duci într-o extremă, nu faci un exces, ceva de genul, nu te grăbi. Nu te grăbi, clar, pentru că ai și Eremitul aici, clar, vorbește de ceva mai lent. Încearcă să o iei mai ușor, rămâi perseverent, dar încearcă să găsești o modalitate de mijloc, încearcă să găsești alternative la locul de muncă. În luna noiembrie simt că o să faci acest lucru, pentru că n-ai încotro, ceva de genul. Nu ai încotro, nu o să ai de ales. Trebuie să mergi pe acest drum de unul singur, să cauți ceva, să cauți ceva pur și simplu, să cauți un răspuns, să cauți un răspuns la o dilemă de-a ta mai veche, poate. Ca zodii mi-e în evidență Fecioară, Săgetător, Gemeni, dar și Aleu, da, Berbec, din nou, mult foc, mult foc, clar, mult foc, multă pasiune pentru tine, wow. Aproape că ești pe un mod de ăsta, las-o mai moale, las-o mai ușor, simt așa că ești foarte grăbit, că vrei să le faci pe toate în același timp. Încearcă să o lași mai moale, să nu te mai grăbești nici la locul de muncă, nici în iubire, așa. Încearcă să te mai domolești puțin, pentru că va trebui să ai grijă de tine și de sănătatea ta, pentru că este cartea aici cu Eremitul, care vorbește despre sănătate. Fecioara este zodia care se ocupă cu această arie din zodie, cu sănătatea, da? Cu ai grijă de sănătatea ta, poate că acest loc de muncă te solicită foarte mult fizic. Încearcă totuși să găsești o cale de mijloc.
să nu te mai superi din orice, că n-ai primit un răspuns atunci când trebuie, că oamenii nu sunt prea drăguți cu tine când n-ai fi vrut să fie, sau na, că sunt aici tăcere, că poate n-ai primit un răspuns atunci când trebuie sau ceva de genul. Încearcă să oferi iubire, încearcă să-ți iubești locul de muncă. Dacă nu-l iubești, dacă nu-ți face plăcere acest loc de muncă, schimbă-l sau o să găsești ceva care o să-ți facă plăcere în luna noiembrie, așa simt cu iubire aici, ceva care o să te facă să te simți împlinit, care îți va oferi iubire. Și cred că o să aibă de face tot cu oamenii, pentru că ai și acolo cartea gemenilor. Să vedem și alte mesaje adiționale. Să vedem și mesaje adiționale pentru tine în luna noiembrie. Simt așa că în luna noiembrie trebuie să ai grijă să nu te supra-soliciți. 7 de monede, prințul de monede. Da, deci e ceva aici. The Hangman, care este spânzuratul, și 10 de bâte. Ok, mult verde, îmi place. Poate trebuie să mergi mai mult în natură, să ieși mai mult, să iei mai mult aer, să respiri. Concentrează-te pe respirație mai mult ca să îți relaxezi mintea în această perioadă. Foarte important. Și aici ai dans frumos, da? Deci concentrează-te, relaxează-te în luna noiembrie. Și noroc. Ok. Ca mesaje adiționale, da. Ești pe drumul cel bun, ai aici mult noroc, mai ales la locul de muncă, simt așa un noroc pentru tine, mult noroc, multă armonie. 7 de monede și cu prințul de monede, la fel, este ceva care o să vină mai greu. Poate că nu o să-ți vezi recolta anul acesta, luna aceasta, voiam să zic. Oricum nu mai este mult din anul acesta, deci este posibil să nu ai parte chiar de acea recoltă la care visai poate anul acesta, însă este aici ceva, primești aici o ofertă cu prințul de cupe, o să primești o oportunitate, o să vină către tine o oportunitate, dar va veni mai greu. Tu îți dorești foarte mult mișcare, tu îți dorești foarte mult aici, acum, energie la maximum, totul să fie pe repede înainte, ceva de genul, așa simt energia ta, însă unele lucruri, cum am și zis, necesită timp. Tu trebuie să, cred că trebuie să te schimbi mai mult, să vezi altfel viața cu spânzuratul aici, să vezi o situație din ansamblu mai bine, pentru că să lași în urmă ceva, să lași ceva deoparte. Stresul ăsta, probabil ai prea mult stres la locul de muncă, cu 10 de monede, cu 10 de bâte, simt așa că tu chiar ai muncit, ai trudit, ai lucrat pentru ceea ce ai acum, ai lucrat din greu. Încearcă să te relaxezi mai mult în luna noiembrie. Sau în orice caz, o să le lași mai moale aceste responsabilități în luna noiembrie. O să o lași mai moale pentru că ai și aici dans. Trebuie să te relaxezi mai mult. Să vedem ce scrie pentru această carte. Dansul înseamnă armonie. Dacă ești înțelegător, vei avea parte de mai multă iubire. Dacă dai atenție doar aparențelor, vei fi dezamăgit de conjuncturi și de oameni. Interesant. Probabil asta e și pentru iubire, să fii atent sau atent la cum este omul, cum este el cu adevărat, și simt așa că în luna noiembrie o să pui foarte mult accent pe acest lucru, o să vezi omul așa cum este și o să-l analizezi, pentru că ai avut acolo multe prezențe masculine, deci o să analizezi, o să-ți analizezi persoana de lângă tine foarte atent sau această relație, această conexiune pe care o ai, însă trebuie să fii și înțelegător, pentru că zice că dacă ești înțelegător, vei avea parte de mai multă iubire. Fii mai înțelegător, inclusiv cu tine. Și armonie. Încearcă să fii mai armonios. Să pui în echilibru, mult echilibru. Încearcă să nu te supra-soliciți în luna noiembrie, că simt așa că te duci prea mult în această zonă. Iar cu noroc vei fi admirat, exploatează în mod creator orice ocazie care se ivește, nu te lăsa pe tânjală, gândește-te și la cei care au nevoie de ajutor. Da. Creație, simt așa că trebuie să lucrezi undeva unde ai, unde îți folosești modul tău creativ. Zice să nu te lași pe tânjală, eu nu văd că o să te lași pe tânjală absolut deloc în această
lună, sincer, singur o să ai noroc, chiar o să ai noroc. Poate că tu nu vezi acest noroc și o să îl negi sau poate nu o să-l vrei, nu o să-l conștientizezi, de fapt, în viața ta, dar în această lună, dar în această perioadă, în luna noiembrie, o să văd că o să încep să înțelegi anumite chestii din viața ta, o să le înțelegi altfel, o să te vezi altfel, o să vezi altfel viața, o să te vezi pe tine altfel, o să lași mai moale, o să te atragă mai mult partea asta artistică, poate o să poate o să te atragă mai mulți artiști dintr-un domeniu și astfel să te ajute să vezi altfel viața sau o situație din viața ta. Încearcă să te concentrezi pe armonie, să mai lași responsabilitățile deoparte, să mai pui presiune așa pe tine și pe perfecțiune și pe aici și acum. Fii totuși atent la detalii, fii totuși răbdător. Fii răbdător, rămâi perseverent, dar fii și răbdător, pentru că unele lucruri nu vin așa cum am fi vrut noi, nu vin la momentul la care am fi vrut noi, în care am fi vrut noi să vină. O să vină mai greu, pentru că ai și aici prinsul de monede, deci poate o să vină puțin mai greu, dar o să vină acele oportunități și pentru tine. Aici avem un mesaj din partea arhanghelilor. Inspirația artistică genială este darul arhanghelului Joviel, te ajută să manifesti spontan starea de creativitate, îți oferă inspirație și protecție în domeniul artelor inițiatice, facilitezi realizările artistice geniale și devin inspirate. Te simți așa că pentru tine această lună poate să fie presărată cu multe activități artistice. Încearcă să nu le neglijezi, pentru că ai acolo și iubire și dans, deci poate este ceva pentru zona asta de carieră. Se întrevede în această perioadă pentru tine cu această inspirație artistică genială. Nu se neglija pasiunile, iar în luna noiembrie nu o să faci chestia asta. Poate o să-ți descoperi și mai mult această abilitate către dans, către muzică, către ceva, nu știu, să ai grijă de, că tot văd aici grijă de oameni, de ajutor, să dezvolți această abilitate de a ajuta oameni, de a ajuta animăluțele. Și încă o carte, pentru că așa am simțit să iau două la tine, este Bucuria Divină, este darul arhanghelului Zadachiel, te ajut ca prin rugăciune să te contopești în inimă cu Dumnezeu, să te eliberezi de toate înlănțuirile, să trăiești cât mai des starea profundă de dăruire totală față de Dumnezeu, să manifesti mai mereu bucuria divină pură și copleșitoare. Deci tu probabil te simți foarte înlănțuit, simți nevoia să te eliberezi și în această lună o să te eliberezi de multe lucruri. O să te eliberezi, clar, de stres, de presiuni la locuri de muncă, în iubire, poate știi exact ceea ce vrei și ești determinat să ajungi acolo, în luna noiembrie, clar. Cam asta este mesajul pentru tine, acestea sunt mesajele, surprizele pentru tine în luna noiembrie. Eu îți mulțumesc că te-ai uitat, apreciez de fiecare dată, nu uita să te abonezi, caz că n-ai făcut-o deja, ne revedem data viitoare,